Prin declararea la nivel național a zilei UNESCO se promovează elementele de valoare universală ale patrimoniului mondial românesc și se evidențiază necesitatea protejării și conservării acestora. România are șapte situri inscrise pe lista patrimoniului mondial UNESCO, printre care și Mănăstirea Hurezi din 1993. Senatorul liberal Vâlcean Claudia Banu a declarat în mediul online că Geoparcul UNESCO a fost gândit ca alternativă de dezvoltare durabilă pentru regiunea aflată pe teritoriul a șase localități din județul Vâlcea. Baideni, Horezu, Costești, Bărbătești, Stoienești și Băile Olănești. În acestea sunt 41 de sate în care trăiesc 24.000 de locuitori. Este un proiect pentru care Asociația Cogaion, prin reprezentanții săi, a depus efort intens și implicare permanentă. Dacă totul mergea conform planului deja discutat cu partenerii și primarii unităților administrativ-teritoriale, proiectul putea fi depus acum pentru obținerea statutului în 2024. Dar nu a fost să fie. Sau cum ar spune românul, nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Toate eforturile depuse de Asociația Cogaion în ultimii ani au fost năruite brusc prin refuzul încheierii parteneriatelor de către primarii localităților și conducerea Consiliului Județean, fapt care amână îndeplinirea obiectivelor propuse pentru valorificarea patrimoniului natural și cultural al zonei. Mai exact, ultimul pas a fost tratat din cauza unor ambiții personale, iar rezultatul este stagnarea proiectului, fapt ce încalcă logica binelui și a bunului simț. Deși inițial, în urma nenumăratelor discuții, a existat un acord între părțile implicate, ulterior a fost antamat refuzul. Fac pe această cale un apel către autorități, solicitându-le să se regândească strategia abordată și să aprecieze corect scopul, implicarea, activitatea și eforturile depuse de Asociația Cogaion în folosul comunităților incluse în acest proiect ambițios. Altfel devin o piedică reală în finalizarea acestui demers, a încheiat parlamentarul liberal Claudia Banu.